Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi mergeau niște GTA 5, dă-te mă din potecă. Direct pumn în gură, ok, unde și-a lăsat ăsta mașina? Da, că m-am obișnuit să apăs pe mă pentru hartă. Bă, serios, mașina lui ăsta nu e pe aici? Văd că nu. Hai să mă duc să iau una de acolo atunci. Hai să mai fac misiuni cu ăsta, că am văzut cam multe. Tura trecută nici nu mai știu ce am făcut, parcă ne-am dus atunci la morgă și direct l-am luat pe doctorul ăla, cine aia era, și l-am strâns de gât și i-am zis back from the dead, motherfucker. Sper că ai pus bine microfon ca să mă auzi și... Ok, cred că a turbat ăsta, că văd că se învârte în 15 direcții. Bă, e greu să te urci în mașină? Ce dracu faci? A, nu putea să ducă pe partea aia, am înțeles. Hai că ne-am mai rupt și ușa. Ok, să vedem la ce misiune, să ducem, uite la asta. La cine e? La Federal Investigation Bureau. Ok. Hai de acolo, bă, eu am dat drumul la cronometru, nici nu știu. Hai că i-am dat drumul, e bine. Mi-era când am dat drumul la cronometru să văd de cât timp filmez. Dacă mă uit la ceas, uit. Aici e cartierul chinezesc. Hai că m-am bușit ca lumea acolo. Dă-te mă la o parte. Se vede că nu mai știu să conduc de când n-am mai jucat GTA. Bine, eu nu prea știu să conduc jocul niciodată, dar asta e altă parte. Mai și merg pe contrasens și mă mir de ce mă bușesc cu ăștia. Hai că acum nu mai e contrasens, e bine. Du-te, du-te, du-te. Stai pe aici, pe aici, așa. Mocta clădirile pe aici. Este o leacă. Asta e înaltă pe care te aruncai cu parșta San Andreas. Ia să mă uit. Da, cred că asta e. Ce vremuri. Ia așa la spital de unde te dădea. Mă, ce vremuri când jucam San Andreas. Nu mai pornește jaful? Ok, trebuie să urc pe pod sau e de desubt? Hai să vedem sus, poate o fi sus, dar nu cred. A, uite că e aici. Ia, asta s-a dat direct jos. Ok, zic ce mai mici. FIB, în loc de FBI, cred. Octa clădirea, mâncați-și. Dacă te arunci de pe asta, te plictisești până cazi jos. Bine, nu prea poți să cazi sus, dar asta e altă parte. Go to Dave. Ok, Dave Batista. Hey, Michael. David. Well, isn't this nice? You didn't tell me. Iarăși frerul ăsta. Can't teach an old dog new tricks. Let's go. Eu la cine trebuie la morgă, bun, hai să luăm mașina astea. Se ce singur? Nu se ce singur, dar nici să fug nu pot, văd. The bureau owns a lot out in East LS, Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Kind of place you'd run an off the books operation, huh? Îi să înțeleg că e mașina albastră de acolo. Federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Și mine când sună telefonul. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Da, se putea să nu sună telefonul. Hai, urcă aici în rabla ăstuia. Nice car. Taxpayers treat me right. Arată interesant, n-am ce zice. E mult de mers, 1,53. 1,51 mile, hai că le fac repede. Bun, am ajuns. Ai, mă, serios, mă pune să pilotez. Da, că sunt toți trei aici. Who's that cagey motherfucker, huh? Trebuie le prinde dragi ca de obicei. Hey, T. Franklin a venit cu Motorola. Mă pune să pilotez, da, știu mă... A, trebuie să stați un pic, așa. Deci, ok. Așa. Și acum dă pe săgeți. Așa, bun. Bun, hai, iau înainte.
Și eu trebuie să caut acum pe careva helicopterul. Mamă, și ură să pilotez în jocuri. Hai că nu mai învăț nici tastele. Unde-i mă săgeata aia? Aici, bun. Stai, unde naiba vreau asta să mă duc? Acolo. Și ce vrei aici, să mă parașutez sau? Sau asta e misiunea aia în care... Nu, no, trebuie să mă duc acolo. Hai, încearcă să întorci. Mamă, da. Ați văzut cum conduc. De pilota nici nu mai nevoie să zic, cred. Ok, în față un pic. Stai că ea nu mai văd săgețile. Deci, așa un pic. Se aude cum apăs? Mă, dar urăsc să conduc elicoptere. Bă, dacă era avion, poate se conducea mai ușor. Ia, pot să... Și acum trebuie să aterizez oare sau... Trebuia să aterizez, băgam aici picioarele. Deci mai în față să mă duc. Aș. Cream că trebuie să aterizez acolo. Ok, deci Sir Apple. Și hold after, așa, jumping. A, asta e misiunea dintr-un thriller de la joc, parcă. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Asta cine bai arab? Grab his other arm. No. Ia, mă, eu nu mă văd aici. Ai, dă-și peste mână. O, tu ce faci? Așa. Gata, asta e thriller. Acum trebuie să schimb caracterul, nu? Da, dă-l cu acea pe ăsta. Hai, gata, știu ce am de făcut aici. Pacau și ăsta și cred că ăștia au fost, nu? Da, și mai vin. Ok. Dă-l încoace pe Michael. De la cuițe. Pe la genunchi cred că i-am dat. Ok, hai că ne ridică Trevor. Sus, pui de urs. Aoleu, vin elicopterele după noi. Good work. An attack on US government agents is an act.
Na, că l-am nimerit și pe ăla și-a mai rămas unul. Deci e urgent să... s-au străniți ăștia. Dă-l în coapă, Michael, că ăsta trage. Aoleu, cum pilotează ăsta. Bine, naibii, că nu pilotezi eu, naibii. Am gloanțe infinite, mie îmi convine. Dă-i, 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 dă-i. Hai mă, care mai e pe acolo? Asta da misiune, mâncați-și. Să le iau pe Trevor acum? Da. Iar trebuie să pilotez. Băga mea și picioarele. Când ies să aterizez, mă schimb de pe Trevor, pe Michael, că nu, la aterizare nu mă bag. Mă mir că am putut aterizea pe clădirea aia acolo. The things those people did to me. I'm an American citizen. Yeah, well, that don't seem to matter too much. Mă mir că nu framează. Bă, trebuia să fi pus să filmez în 60, dar am mâncat prea mult spațiu. Și așa am o grămadă de tăiat la... o grămadă de tăiat când mergeam cu mașina pe acolo. Ok, hai să întoarcem. Deci unde ar trebui să mă duc? Așa, și înainte acum, nu? De pui mei săge... iar nu mai văd săgețile. Hai, întoarce, întoarce, întoarce. Te-a mașinile de săgeți. Și acum mor, nu? Ridică-te, ridică-te, ridică-te! Da, sunt foarte inteligent, după cum puteți vedea. Și am adus deținutul ăsta politic sau ce ar trebui să fie. Ia-i pun un sac în cap. Cowboy, bun așa. Ăsta se scarpină în cur, Trevor-ul doare în cur de viață. He's more of a protege. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his... Asta s-a schimbat, dar mai fac o misiune. Ia, Trevor a plecat. Hai mă, neapărat genericul ăla. Ok, yes. Misiunea făcută. Hai să mai facem una. Văd că e una cu Franklin în față. Vedem câte mi... așa, deci 5 misiuni cu Franklin, trebuie să facem și cu el, că avem multe. Ia mă, pe unde ne-l dă și pe omulețul nostru? Deci ce avem prin zonă pe aici, cât mai... uite chiar aici în față, aproape de căsuța lui. Era și părăsit nevasta, săracul om. Uite o mașină parcată acolo, o luăm pe aia. Lester, gata, opponent in for you, mid, middle, da, 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 da. Hai că ăsta știe să fure mașini. N-ar trebui să o spargă. Ia mesaj de la Trevor. Ah,
Hai că eu necă o să mă bat pe străduțele astea. Aici, următoarea de aici. Ia, trebuie să intru în casă sau e la intrare? Don't you step foot in this yard. Why, it's half my house. Now, I'm gonna call the police. For what? Disloyalty, boy. Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy. You ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Okay, she's over with the gangbang from us. About your crazy ass. Man, where's Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Oh, a venit Trevor. Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise. Franklin's housemate. Dan, aunt. Denise, cumva aia... Shut the fuck up! Deci calul ăla lui... Here, Darna. Zice că parcă ăla avea una, Denise. Yourself something nice, okay? Thank you! Is it $7? I said something nice, not expensive. You wanna be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, alright? You men are all the same. La dracu, vrea să fută pe bani, dar pe bani puțin nu-i convine. The boys. What? I'm fucking new in town, I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this time. Ok, ca ajunge. Ăla negru ăla ce de gangbanguri. Trevor vrea să o cordească pe sora lui ăsta, aia că e frumos. Where's this thing happening? Down Grove Street. Ok, încotro trebuie să mergem. Go to Grove Street. Ăla-i mă, Adam Grove Street. Iar tăiem la montaj. We shooting shit up, spraying some motherfuckers. I can drive by with the best of them. Behave yourself. What? Behave yourself, man. Lamar, what's happening? What you in stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga. For real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you and stress concerned. Bun, în fața noastră ar trebui să fie Grove Street. Acum ar trebui să zic Grove Street Home. Cum mai ziceam? CJ, că nici nu mai știu. Iată aici Grove Street-ul. Deja îmi dau lacrimile când unde sunt vremurile alea. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, all right? Ia, și asta ar trebui să fie casa lui CJ, presupun. Mă rog, cam aici era, dar văd că au dărâmat-o, au făcut-o mai mică sau dincolo. Dincolo era? Nu, aici era. Undeva pe aici reșire pe stradă. Pe aici astea suit. Aici a rider. Hai, ce avem noi aici acasă la asta? Ia, cine deschide? Courier service. Package to collect. You got the grip? Present and accounted for. Tot bune acolo. Like that, huh? Sample? Now we talking. My throat gets Să fie asta oare CJ? Nu cred. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me that back! Whoa. What the fuck? Vrăjeală. Did he ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Gata, și vin bala și pe noi, să înțeleg, nu? Cam da. Ia dă-l cu apă, Trevor. Ne-am să le iau și pe Chop. Dă-mă, moc de glonțe ăsta pe acă. What are we waiting for?
Bă, dar mai te ridici mult de acolo, dă-te-n veteșug. Hai mă, care e șmecher pe aici? Este o leacă, agheu, agheu, agheu. Bun și ăsta. Dă-l un capă. E la OHP? Nu, nu e. Ia și de acolo grenadă. Bă, dar asta nu prea e gloanțe, Franklin, săracu. Pe Trevor am destul la câte misiuni am făcut cu el. Nu, a, înseamnă că l-au fi cu noi. Trevor, vezi mă în spate. Tu stai jos. Tu n-ai murit. Băi, era mișto să avem P90 în jocul ăsta. Ar fi fost ceva. Bă, dar mai vin mulți balași, dă-vă încolo. Am apăsat în greșeală pe Windows. Mă duce capul, n-am ce zice. Stai mă, că încurc controle cu cele din Far Cry 5. Ok, bun. Bă, dau multe glonțe pe ăsta, la Trevor. Vine și poliția, GG. Hai mă, serios. Deci ne batem și cu poliția acum, perfect. Hai da, fugi, fugi. Hai mai bine să le iau pe ăsta la capitolul fugă, că ăsta nu face atac de la cardio. Hai să plecăm de aici. Hai Trevi. Trevi, doamne ce mai alit. Hai că miște, se potrivește cu tricoul. Dă-i tare înainte acum. LCPD. Hai mă, vin omul încoace. Microsng, pistol. Deci doar atât am. Ia mă, și Trevor are arme mai bune. Bomb. Microsng, grenade, sticky bomb, gaz. Da. N-are mai multă viață ăsta, mă joc cu el. Și așa mai mereu sunt eu. Hai la mare, du-ne la adăpost. Al naibii ce era ăla din casă lui CJ. Deci l-au pus de vreo cărămidă, cărămidă aia bolțar, ce naiba era. Și avea un săculeț de amic și fix acolo a tăiat. Al dracu ce e Trevor. Ok, nigga. Plus the cops, deci trebuie să mergem mult în larg, probabil. Hai să rezolve elicopterul ăla. You're good. Go!
Mamă, e bătaie, e bătaie aici. Ok, stai, l-au dă-l în coapă, Franklin. Nu pot să-l iau. Franklin, unde e? Franklin a murit, a scăpat. Hai, urcă! Hai, mă, urcă! Hai, nigă! Dă-i viteză tare și scapă de copoi! Mamă, asta a fost un episod pe cinste! Bun, și l-am adus acasă și pe ăsta stai unde stă, a, aici în față, ok. Ia să duce și fraierul ăsta acasă. Misiune făcută, Hood Safari, continuă. Și cam atât ești cu episodul ăsta, hai că eu nu m-am distrat. Deci, practic, trebuia să fie misiune cu Michael, Michael a dispărut și a rămas cu Trevor. Mie îmi convine. Păi, închei aici, ne vom auzi data viitoare la un nou videoclip. Până atunci, ciao, lesi.